În decursul anilor lucrurile s-au modificat, noi am rămas cu aceleași concepte și că nu avem un concept global, un concept de prezentare a României. De aceea, de fiecare dată, vedem că avem o problemă la un târg de carte, la un târg de alimente, la un târg de mobilă sau la un târg de modă. Deci ideea care rezultă din dezbaterile de astăzi, din comisii și ideea pe care am susținut-o, este o viziune unitară asupra promovării României la export.